Bună, Sermia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte mult. Antonia și Valentin la Capricci. A fost invitată Valentina, știți, din sezonul 9, care a fost eliminată, ca să-și dea și ea cu părerea despre cuplul lor. Chiar mi-a plăcut ce frumos a vorbit Valentina. Mi-a plăcut de ea și în emisiune. Păcat că n-a vrut-o nimeni din cauza meseriei pe care o practică, dar asta e mentalitatea oamenilor. Și domnul psiholog Eduard Puiu, bineînțeles că și-a dat și el cu părerea despre modul în care i-a vorbit Valentin, atunci cu fusta scurtă și apoi a degenerat într-o ceartă cu tot felul de jigniri din partea amândorora, bineînțeles, bineînțeles. El ulterior și-a cerut scuze, dar a continuat cu cearta. Bineînțeles că psihologul le-a spus să fie mai ponderați, să mai și asculte, nu doar să vorbească în continuu. Antonia chiar a spus, prin câteva zile, că ea are probleme cu vorbitul mult. Păi asta e, vorbește mult și nu spune nimica, nimic nu spune, doar vorbește. Să găsească în vorbă. Chiar și Valentina le-a zis că sunt două firi vulcanice. Deci Antonia ar trebui să mai tacă și să mai asculte ce zice și el, că poate are dreptate. Și chiar are. Chiar unele sfaturi care i-a dat Valentina au fost foarte de bun simț. Dar ce să asculte Antonia? Antonia nu ascultă de nimeni. Mai spunea Valentina că dacă își asumă, pot să rămână împreună, pot să trăiască împreună, pot să și să căsătorească dacă vor, bineînțeles. Și fiecare să mai lase de la el. Dar mi-a plăcut ce a comentat Paula Chirilă. Mai ales el, mai ales Valentin. Păi da, normal, că asta e. Dediș, care știți că e în cursa de eliminare cu Andrada și joacă cel ultima carte, acum vrea să facă pe sensibilul, care îi pare rău că i-a vorbit așa cum i-a vorbit, știe toată lumea, Deliei. A primit o scrisoare de la mama lui, în care mama lui își cere iertare Deliei, pentru că știți că a spus că nu o place, că nu-i place nici cum se îmbracă și toate astea. Dar l-am văzut pe Dediș că plângea. Eu cred că doar se victimizează ca să rămână în casă, pentru că așa fac toți. E o modă, nu doar în sezonul acesta, în toate și la noi. Și la noi, victimizarea chiar și printre mame. Era una Mirela care, sau Hermina, care se victimiza în continuu, în continuu, ca să fie mama săptămânii. Eu n-am făcut asta și am fost mai mult ca ea. Deci nu contează victimizarea, merge puțin la început, dar dacă zice același lucru, lumea se plictisește. Apoi a venit Alex la Dedi și l-a întrebat, l-a văzut că a plâns ce probleme are, i-a spus și zice, și pe tine te-a rupt. Apoi a adăugat, bine ai venit în lumea mea. Iar Dediș a fost foarte emoționat că mama lui a cerut susținătorilor să-l susținătorul lui Dediș, că toată lumea are susținător, oricât ar fi de, să zicem, nesimțit sau vulgar, are susținători. Și mama lui vrea să fie susținut, să rămână în casă, ca să dovedească ce băiat minunat este. Dar de ce n-a dovedit până acum? A dovedit exact contrariu. Că aleargă după două fete, că le disprețuiește, că e misogin. Exact asta mi-a dat mie de înțeles. Când zici așa ceva de fata cu care ești în cunoaștere și se mai miră că Delia nu mai are încredere în el, normal. Încredere o dată pierdută, gata. Dar Dedeș a continuat cu victimizarea. Citea și plângea, plângea și citea. Asta ce este? Nu-i victimizare curată? Ba da, vreau să răspundeți la întrebare. Mama Iulianei a sunat la Capricci, știți că a fost scandalul acela când Iuliana a jignit-o pe Andrada, amintindu-i etnia din care face parte. Eu nu văd nicio jignire, că mie dacă îmi zice cineva, băi, românco, eu nu mă supăr, de ce să mă supăr? Nu sunt româncă? Să mă supăr? Nu m-aș supăra. Asta e. Așa m-am născut. Unde m-am născut? Sunt româncă și pot să mă duc eu și pe altă planetă. Tot româncă rămân. Valabil și pentru Andrada, care e rușine cu etnia ei și se simte jignită. Păi nu
înțeleg, eu nu, chiar nu înțeleg. Eu n-am nimic cu această etnie, chiar am prieteni. Am o prietenă foarte bună, de peste 40 de ani. Nu m-a deranjat niciodată. Și zicea mama Iuliane că toți s-au dus la Andrada pentru că ea a fost cea mai vocală, cea mai tare, a zberat pe acolo și s-a victimizat și ea, normal, să apropie eliminarea și ea ca și Dediș. Dar ce a observat mama Iulianei, că nimeni n-a întrebat-o pe Iuliana cum se simte. Trebuia să o întrebi și pe ea. De ce a răbufnit? Ea spunea Iuliana că s-adună și după aia răbufnește și normal, e foarte mare stres în casă, chiar dacă stai și nu faci nimica. E o presiune foarte mare pe toți. Dar îl aprecia pe Liviu că a fost alături de ea, normal, e partenera lui. A și spus mama Iulianei că Andrada în continuu spunea, de fapt am auzit-o și eu, că Liviu a fost cu ea întâi și după aceea îl a luat și că l-a cedat și prostii de-astea de-ale ei. Eu cred că e geloasă foarte mult pe Iuliana pentru că atât a interacționat și ea cu Liviu Andrada, foarte puțin, atunci noaptea aceea cu gongul. Dar ea nu a făcut cuplu, s-a ținut cât s-a ținut după Albert, dar nu i-a dat nicio importanță nici el, nu vrea nimeni. Și acum cu scandalul, nici nu o să mai vrea nimeni. Și mai spunea că nu trebuia Iuliana să reacționeze chiar așa repede, doar că are o fire iute. Chiar a vorbit frumos mama Iuliane în comparație cu mama Andrade. Chiar a vorbit frumos. Se vede diferența. Ca de obicei s-au primit cadouri și scrisori în casa Mireasa, bineînțeles. Laura a primit niște haine, a primit rochii și două erau mai mari, a vrut să le dea doamnei Daniela și nu le-a vrut, zicea că e prea decoltată și nu poți să o modifici. Iar Laura spunea că e prea lungă pentru ea, prea mare, ea e micuță, după cum o știți. Și a primit și niște scrisori, una dintre scrisori în care se vorbea și de doamna Daniela, au citit-o împreună, iar Daniela i-a cerut alte scrisori care îi le adresase doar ei și normal Laura n-a vrut să le dea, a spus că sunt ale ei. E vorba doar despre ea și nu vrea să împartă cu nimeni și foarte bine face. Mie nu-mi place acest lucru. De ce să citești scrisorile? Și mie mai îmi dădea câte un băiat sau câte o fată, citește. Zic, eu nu citeam. Și chiar dacă mă uitam puțin așa, dar ce mă interesa pe mine? Era vorba doar despre acea persoană. Eu eram, ce eram eu să citesc scrisoarea? Eu nu citeam nici scrisorile care le primea băiatul meu cu Andra, da, măcar să citesc la alți băieți. Chiar îi dau dreptate Laurei. Au primit și pachete, Antonia a primit țigări din alea de care fumează ea, Andra a primit și a scrisori cu indicații, cu tot felul de aprecieri sau mai puțin. Delia a primit pachet cu niște produse, cu ceai verde, cu sirop de arțar. Da, și zicea că vrea să facă tiltite, cam așa ceva, a primit cercei, zicea că o să-i poarte în emisiune, dar n-a putut să rabde și a încercat. Maria a primit pachete, a primit foarte multe lucruri, niște jucării de pluș. Valentin a primit și el o scrisoare în care îi spunea tot felul de lucruri, plus cadouri pentru Antonia. A specificat, toți au primit, aproape toți au primit câte ceva. Vedeți, susținătorii lor nu i-au uitat, n-avea cum, pentru că îi urmăresc cu sufletul la gură, zi și noapte. Khaled, cel mai nou concurent, trebuia să petreacă o noapte la fete, cum am văzut că e moda acum, în sezonul 2 nu era așa ceva, dar trebuia luni și din cauza task-ului cu Cătușe, n-a făcut-o, a petrecut după aceea. Dar a venit foarte târziu, pe la 10:30 seara, fetele erau deja plictisite, nu i-au pregătit nicio cină, nimica, stăteau toate în bucătărie, că trebuia să le aștepte. Și Maria chiar zicea, nu am chef de nimica. Normal, cina nu e la 10:30, nici la 11, nici la 12. Stafful de ce nu respectă acest lucru? Cum să mănânci la ora asta? Bine, mai sunt concurenți care mănâncă. Dar totuși, task-urile foarte târziu noapte. Și atunci și mai vrea să dea randament concurenții, așa de obosiți.
Caleb a venit în casă, a văzut că fetele erau plictisite, n-aveau chef de nimic, a s-a apucat el și a gătit. Toate erau revoltate, comentau. Dar a stat de vorbă cu ele după ce a gătit, au mâncat, a stat de vorbă cu ele și chiar a făcut un joculeț ca să spun un lucru bun și un lucru rău despre fiecare fată în parte. Și bineînțeles că a spus, le-a amintit, asta în opinia lui, bineînțeles că nu e toată lumea de acord cu ce a zis el. Am văzut câteva strâmbau din nas, mai ales Antonii nu i-a picat bine ce i-a zis, dar e adevărat, încă i-a zis foarte puțin. Eu pe Antonia nu simpatizez absolut deloc. Modul ei de a se comporta, nu cum arată, nu, 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 nu cum se îmbracă, nu mă interesează, dar modul de a se comporta foarte urât. Chiar vorbește mult prost și fără rost. E o vorbă care m-am auzit-o în casa mireasă. Și vreau să specific un lucru că foarte, foarte rău au făcut fetele că nu l-au așteptat cu cina. Să vedem ce explicație vor da în direct, dacă vor da. Pentru că nu întotdeauna orice se întâmplă în casa mireasa, trebuie să explici. Câteodată staful mai acoperă unele lucruri. Știți că în urma tascului cu cătușe s-au dat niște premii la spa, la cinema, într-un club și Joker care te scapă de eliminare. Apoi, prima dată a spus staff-ul un lucru, după aceea s-au schimbat premiile, au dat altfel, fiecare și-a ales, am văzut că Liviu și-a ales și el un Joker. Al treilea Joker l-a luat Andrada pentru că zicea că, adică, vă dați seama să nu fie eliminat, în caz că e eliminată, să-l folosească. Foarte supărată Cristina și Alex, că zicea că ea ce are nevoie, pentru că ea nu are cuplu, nu are nimic și oricum voia să plece acasă. Chiar i-a spus mama ei, fă-ți bagajele și hai acasă, nu mai ai ce căuta acolo. Mamei Andradei se pare foarte educată ea pentru casa mireasă, dar mie mi se pare că e decât mahala. Atât. Eu n-am văzut să demonstreze că e mahalăgioaică, atâta tot numai asta. Altceva n-am văzut și că se ține după băieți. Și după Liviu s-a ținut, el n-a plăcut-o, și s-a ținut și după Albert, n-a plăcut-o nici el. Și au mai luat, parcă Cristian și Laura au mai luat Joker, au luat Spa, Delia, parcă încă nu mi-amintesc chiar așa bine, pentru că s-a întâmplat foarte repede, dar o să vedem, pentru că ei o să-și ia premiul care l-au câștigat. Am văzut că staff-ul e declarat pe toți câștigători, cu toate că s-au încălcat regulile, chiar am observat că m-am uitat. În afară de Antonia, care a călcat, ea n-a vrut, n-a făcut-o intenționat, dar a mers puțin peste linia cea roșie. Au încălcat regulile și alții și văd că staff-ul a trecut peste tot. Voia staff-ul să-i facă pe toți câștigători și să le dea aceste premii. Până acum n-au fost așa premii în sezoanele trecute. Noi n-am avut task-ul acesta. Mi se pare că de la sezonul 5 sau 6, nu mai știu. Dar a fost amuzant, a fost chiar amuzant. Mie mi-a plăcut, cât de cât așa. N-a fost cum e acel task cu cabina telefonică. Oricum o să urmeze și acesta mai târziu. Cam atât am avut să vă spun. Vă doresc în continuare o zi plăcută, frumoasă și senină și la revedere!